Cred că a venit poșta, ia să vedem. Dragul meu fiu, chiar dacă nu am fost un tată model, vreau să-mi cer scuze față de tine cu tot ceea ce ți-am greșit și sper că tu să mă poți ierta. Știu că ai fost supărat când ai auzit ce fel de om am devenit, dar tu știi că am făcut asta pentru ca familia noastră să o ducă mai bine. Am plăcerea să te anunț că m-am retras la pensie, dar înainte de toate astea am tras câteva sfori și tu vei veni în locul meu să aperi acest oraș de toate nelegiuirile care vor fi făcute. Să fii foarte vigilent și întotdeauna să te sfătuiești cu unchiul tău, Tudor, care îți va fi mâna dreaptă și cunoaște toată lumea din oraș, inclusiv mafile. Totodată, el va avea și grijă de tine. În încheiere, țin să te mai anunț că toate mașinile pe care le dețin și casa din Los Santos vor rămâne ție. Unchiul tău te va aștepta la aeroport când ajungi. Sper să fii mulțumit de ceea ce îți las și încă o dată cer iertare pentru ce ți-am greșit. În caz că vei mă căuta să ne revedem vreodată, sună-mă pe numărul de acasă din Rusia. Cu deosebit de respect, Dragoș Vișinescu. Dulce casă, dulce. O să-mi fie dor de tine. Să vedem ce nebun o să am pe mână. Văd că deja avionul mai așa așteaptă. Bun așa. Bun.